Am adus o parte din echipa ce duminică ia echipa, ne-a pus lacrimi în ochi, după aia un zâmbet mare pe față, pe care încă îl menținem și acum. Oana Manea, Maisa Pessoa și Adrian Vasile de la CSM. Bună dimineața! Neața! Scuze, și un alt campion Apollo. Bună dimineața, bine ați venit. Cum ai stat să vorbim în engleză, deși noi vorbim și o portugheză impecabilă, da. Este Cătălin? Da, fără probleme. Don Leoncio, esgrava Isaura. Zi-mă ceva de viață, despre viață. Cum... Eu tengo dois crianças. Un răpaș și o răpăriga. Que legal. Is it good enough? Very good. Poți să te duci liniștit în Brazilia, da. La ce crezi o să mă duc doar? Da. Bine, ați venit, o să iau lucrurile pe rând. Noi nu facem interviuri foarte sportive, că aici vorbim despre viață. Și în spatele fiecărui sportiv e și o viață de om, dar așa trebuie să ciupim un pic din interiorul fiorului de meci, că altfel n-am putea. Oana, bună dimineața. Bună dimineața. Și felicitări pentru tot ce ați făcut pentru noi și pentru voi. Vreau să știu de când v-ați cam prins că o să luați cupa. De ce? Pentru că înainte de loviturile de departajare, voi toate zâmbeați și adversarele erau cu privirea jos în pământ. Eu cred că tot turneul ăsta le-am jucat fără presiune. Cred că asta a fost atuul nostru. Ne-am dus acolo cu un gând bun. Am zis să facem un rezultat destul de bun. Eu cred că asta a fost atuul nostru, că am jucat fără presiune. Ați fost sus din prima, nu? Nu ne-am stresat, nu a fost presiune, am zis că noi să jucăm, să ne facem datoria pe teren, asta a fost atunci nostru. Celelalte echipe probabil au intrat deja cu gândul că gata, suntem câștigătoare, bucuroase că au picat cu CSM-ul. Niște românce. Probabil, ne-au luat cam de jos. Și... De ce râdeați înainte de departare? Să te uiți pe imagini. Da. Râdeați aproape toate. Ne-am adus aminte de Barcelona aia veche cu Ronaldo. Cu Ronaldinho. Noi chiar am vorbit înainte, am spus că Danemarca din 92, care au venit de pe plajă și au ieșit campion mondial. Mereu Cristina Vărzaru a spus asta. Da. Stați-mă liniștit că noi o să luăm nimic de campionilor, pentru că sunt Danemarca din 92. Jucăm fără presiune, fără stres. Nu știu, probabil am râs, ne-am încurajat, am zis că se poate, e momentul nostru și sigur vom câștiga. Am avut încredere în noi. Da, s-a văzut de la început până la sfârșit. Maisa! You looked like a really, really bad girl during the the final. Are you a bad girl, really? Arătai ca o fată rea. Ești și în viața reală? In the real life, are you a bad girl? Always? Like a warrior? Ești ca o războinică? Yes, depends, yes. It depends? Depends. I tried to imagine you buying the newspaper. Give me the newspaper. You looked really, really like a warrior during the final. What are you thinking about when you're there? There's one girl in front of you, one ball, you and her. Are you thinking about anything or you're making a strategy? La ce te gândești când ai o fată în față cu mingea la penalty? Yes, it's a strategy. For me, I want to kill, you know? Vreau să o omor. Asta e singura strategie, vreau să o omor. Asta e, it's a great strategy. Mm-hmm. Yes, static. I like impress the players. So. You only love animals, no people. I understand. Ia iubește animalele. Who's Apollo? Is he coming from Brazil or you no, bought it here? Here in Bucharest. Cu câinele de aici din București. Mm-hmm. It's a Boston Bulldog. E bulldog din ăsta, exact cum a zis, de Boston. Yeah. He's very crazy like me. Și e nebun. Și e băiat bun. Adrian e un băiat cu care m-am întâlnit acum câțiva ani. Ți-am zis aminte cum ne-am întâlnit? Mulți ani. Da, eu eram pe jos și tu în picioare. Ne-am întâlnit exact când ai schimbat televiziunile prima dată. Da, exact. Adrian ne-a spus încă de atunci că are proiecte mari și nu de mult ne-a spus, băi, echipa asta o să auzi, era la început proiectul, o să auzi multe lucruri despre ea. Vreau să știu de ce, la toate interviurile, tu ești cel mai calm și asigur pe cei de acasă că
Totul va fi bine. Totul va fi bine, facem ce știm. Să te urmărești, tu poate nu dai seama, dar să te urmărești pe interviuri, pe toate interviurile, tu le spui tuturor. Noi facem ce știm, aici e bine, ne-am calificat bine, totul e bine. Asta e genul tău de persoană sau te-ai simțit bazat în perioada? Eu trebuie să fim calmi în situații în care toată lumea e conștientă de presiunea unde suntem, dar toată atmosfera în jurul echipei, cum a spus Oana, era o atmosferă calmă, dar eram foarte, foarte conștienți de ce putem să facem și de ce suntem acolo. Și am luat-o zi cu zi. După meciul finalei, mă și gândeam în timpul meciului când ai spus că zâmbeau fetele, mă uitam de multe ori la Kim și ne ziceam, we will take this. Da. Aveam momente în timpul meciului când se întâmplau anumite faze și ziceam, we will take this. Și ușor, ușor, am fost tot timpul încrezători. Nu ne-am uitat unul la altul când au avut ele două goluri și mingea. Pe final, atunci nu ne-am uitat unul la altul. Pentru că ești antrenor și noi avem mari probleme cu băieții la toate sporturile, vreau să știu, dar sincer, care e treaba la cazare, în cantonament? Trebuie păzite fetele, verificate ca băieții, ora, băi, ora, și să nu aveți bere în cameră. Sau la fete e altfel? Oana nu răspunde, te uiți la mine. Eu cred că am fost norocos din punctul ăsta de vedere. Înainte să vin la CSN, la echipa de fete, am lucrat cu o scurtă perioadă cu echipa de băieți când am venit și înainte am fost la Steaua, la echipa de băieți. Da. N-am avut niciun fel de problemă nicăieri cu zona asta de organizare. Fetele sunt mai cuminți ca băieți? Fetele sunt în adevăr mai cuminți decât băieți. Ele sunt verificate de ciocolată, nu de bere, dar nu am nicio problemă că sportul este bine. Oana, foarte pe scurt, oamenii văd numai la televizor, vă văd zâmbind când dați gol, mai supărate când dați gol. Oamenii trebuie să știe acasă de unde vin semnele tale și că e un sport mult mai dur decât sportul pentru fetițe care se cheamă fotbal. Mai ales postul meu, postul de pivot, e un post destul de greu. Majoritatea semnelor sunt de la meci, în afară de asta. Am încercat să gătesc și m-am ars. Deci asta e de la gătit? De la gătit, dar în rest sunt numai de la meciuri. Am înțeles. Ce e cel mai greu pe poziția ta? Că sunt într-o luptă continuă. Tot timpul primesc pumn, îmi place să și dau, dar dau mai rar. Eu numai dacă mă enervez, atunci dau și eu. Dar, nu știu, chiar îmi place. Am înțeles. Dar știi ce vroia să-ți scuză, mai ales pe Maisa? Nu, românește, că să nu ne facem de râs. Dacă știe că Oana trebuie să știe și Adi la fel, că pe 7 mai în 86 Steaua cucerea Liga Campionilor la fotbal și fetele pe 8 mai, deci 30 de ani mai târziu, și vreau să întreb pe Maisa ce părere are de titlu. Toată lumea știe cine a fost Luca Adam și ce a făcut pentru fotbalul românesc. Ce părere are de titlu din Gazeta Sporturilor? Poză cu ea mare și titlu apără Luca Adam. Adică dacă have își dă seama... The story about Luca Adam and... Para Luca Adam, apără Luca Adam. So, the biggest sports newspaper in Romania, Gazeta, had this line on Monday. It was your picture and it said apără Luca Adam. So, it's an honor for me. It's really nice. I saw the story about him and it's amazing. E o onoare pentru mine, am văzut povestea și sunt onorată. Vreau să jucăm un joc. Have you ever played table tennis? Yes. We call it ping pong in Romania. Mm-hmm. It's not a good name, but I like. We have a different name for this and a different style of playing. Oana, ai jucat ping pong în tinerețe? Cum n-ai prins măcar de plăcere între blocuri? Da. Perfect, Adi, mă bazez. Ai jucat între blocuri, tatăl meu. Da. Bun, e important să știi că tu vei fi antrenorul nostru. Da. Iar fetele vor juca cu noi. Cine cu fiți cine? Fără liniște, da. Da. Păi, post pe post, adică ca de la pivot la pivot. Bine, eu eram la hai să plecăm. Răzvan a jucat și el 40 de minute în liceu handbal. Tu te bădeai. Tot liceu. Tot liceu. Tot liceu. Da. 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 Da.